Punem în continuare o înregistrare de 12 minute în care Părintele Arsenie Muscalu citește niște manuscrise de la Părinte Sofian. Ceva deci care nu s-a mai publicat până acum. Este o conferință care a avut loc la Iași în luna noiembrie, la o zi după ce s-a terminat simpozion în China Părintele Sofian. Cuvintele pe care vreau să le citesc de la Părintele Sofian se referă tot la starea aceasta încălcită, încurcată a sufletului nostru. Acest fiu duhovnicesc al Părintelui Sofian era preocupat de problema sincerității. Părinte l-a întrebat: până unde merge sinceritatea cu aproapele meu? Părintele Sofian a răspuns: iată cum e această problemă a sincerității. Pentru o lucrare duhovnicească avem nevoie de onestitate, avem nevoie de sinceritate. Iată cum e această problemă a sincerității. Tu trebuie să fii foarte sincer cu tine însuți și cu Dumnezeu, în primul rând. Iar cu ceilalți trebuie să fii după sfatul Evangheliei, înțelept ca șarpele și blând ca porumbelul. Această înțelepciune a șarpelui înseamnă prudență. Să fii foarte prudent cu cel cu care vorbești. Să fii atent până la nuanță. Să-i simți pulsul dinainte. Să-ți dai seama până unde e cazul să-i spui ale tale. Dacă simți că nu poți fi sincer cu el până la capăt, taci. De mințit, însă nu-l minți. Pentru că atunci când intervine minciuna, intervine și diavolul. La minciună să nu apelezi cu niciun chip. Taci. Tu nu ești obligat să spui celuilalt totul, dar ești obligat să nu minți. Asta este înțelepciunea. Să știi să cântărești orice cuvânt și orice gând. Să fii stăpân pe tine. Iată omul integru. Omul care nu mai spune una și alta gândește și alta face. Iată omul întreg. Să fii stăpân pe tine. Să poți să controlezi totdeauna tot ce spui și tot ce gândești. Aceasta nu ca un autocontrol obositor, stresant, ci ca luarea minte, ca trezvie. Să poți să controlezi totdeauna tot ce spui și tot ce gândești. Să fii înțelept, tăcut, măsurat la vorbă. Să simți dintr-o dată pulsul celuilalt, pentru că nu poți să spui oricui, orice. Asta era și marea problemă la pușcărie, a zis Părintele Sofian. Când ne anchetau, spuneam: da, îl cunosc pe cutare. Altceva nu puteau scoate de la noi. Despre faptele lui nu spuneam nimic. Că dacă eram total sincer cu ei, cei care ne anchetau, atunci și ceilalți erau cărați la pușcărie. Și făceam tot ce era în puterea noastră ca să nu provocăm această nenorocire. Așa încât, ține minte, învață să vorbești fiecăruia pe limba lui. Minciună, sub niciun chip. Prudență, până la nuanță. Dar ce înseamnă să fii sincer cu tine însuți? A mai întrebat fiul duhovnicesc pe Părintele Sofian. Știi ce înseamnă sincer? Sinecera. Adică fără ceară. Era înainte, explică Părintele Sofian, existau înainte,
acele plăcuțe de argint pe care se scria. Și dacă erau cumva amestecate cu ceară, nu se mai putea scrie sau citi nimic de pe ele. Ele trebuiau să fie sinecere, adică pure, fără ceară, argint curat. Asta înseamnă sincer, fără umbră de viclenie. A fi sincer cu tine însuți înseamnă să te măsori tu pe tine cât ești de credincios sau superficial față de Dumnezeu. Cât știi și cât nu știi din ceea ce trebuie să știi. Cât faci din ceea ce știi. Când te laudă cineva, să te întrebi ce e drept în această laudă în raport cu realitatea din tine. Pentru că tu te ai la mână și te știi exact cum ești. Cât de cinstit ești tu înaintea lui Dumnezeu? Nu cumva ești fals, superficial față de Dumnezeu? De pildă, ai dat milostenie. Oare nu cumva ai dat de ochii lumii? Sau nu cumva ți-a părut rău? Recunoști tu că tot ce ai este de la Dumnezeu? Sau ți-a atribuit ție niște merite? Asta înseamnă să fii sincer cu tine însuți. A fi sincer cu Dumnezeu, să știi exact cât de corect ești tu înaintea lui Dumnezeu. Să te descoperi pe tine însuți, așa cum ești, de fapt. Spunea un părinte, cu buzele am spus lui cuvânt, iar în inima mea l-am judecat. Acel cuvânt din inimă laudă Dumnezeu, pentru că este foarte prezent în viața noastră, în inimă, în rărunchi. Asta înseamnă să simți cu adevărat cum te găsești tu în inima ta față de Dumnezeu. Să nu uiți acest lucru, i-a mai zis Părintele Sofian. Așa cum sunt raporturile noastre cu ceilalți, tot așa sunt și raporturile noastre cu Dumnezeu. Să nu uiți că trăiești în legea cea nouă și nu în legea Vechiului Testament. Dacă ai un dușman, nu-l vindești cu răzbunare sau cu osândire, ci cu dragoste și cu smerenie. Era un părinte Veniamin, povestește Părintele Sofian. Un fel de țăran, foarte cultivat și foarte sfătos. Și odată a fost internat în spital și stătea într-o rezervă. Și în rezerva lui, lângă el, era cineva tot bolnav, care nu-l putea suferi. Nu-l putea suferi pe Părintele Veniamin. De cât ori se apropia de el, acela îl scuipa în față pe Părintele. Îi spunea că îl urăște și câte și mai câte. Și acela nu se scula din pat, era la pat. Iar Părintele Veniamin, fără să-l întrebe, îl ajuta pe acela la orice lucru de care ar fi avut nevoie. Îi ducea oala la toaletă, acela era neputincios, imobiliză la pat. Îi punea apă la îndemână, îi făcea curat, îi spăla hainele. Tăcea și făcea. Nu se uita că celălalt îl urăște sau îl scuipă. Îl mai și înjura. Și când a plecat Părintele Veniamin, când s-a făcut bine și a plecat din rezervă, din spital, acela a plâns. Părinte, iartă-mă, m-ai biruit. Să știi că m-ai silit, între ghilimele, să am o părere foarte bună despre dumneata. Și acum te prețuiesc foarte mult. Adică vreau să-ți spun, a continuat Părintele Sofian dialogul cu Fiul lui Duhovnicesc, că foarte mult contează aceste atenții discrete, smerite, tăcute,
față de cel care îți face rău. Și dacă te umilește cineva, în loc să te mâni, să te gândești. Oare eu nu sunt vinovat cu nimic înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? De câte ori n-am smintit pe ceilalți? De câte ori nu am dorit rău celorlalți? Sau poate chiar am blestemat? Cu adevărat merit și să fiu mustrat și umilit. Nu vreau să vă obosesc prea mult și închei. Cu un fel de cuvânt testamentar al Părintelui Sofia, chiar dacă adresa cuiva anume, dar ne este de folos nouă tuturor. Eu nu știu ce te va aștepta pe tine în viață sau prin ce încercări te va trece Dumnezeu, dar ține minte ca o regulă. Așa cum vrei tu ca celălalt să-ți facă viața fericită, așa să faci și tu viața fericită celuilalt. Când eram la Jilava, a spus Părintele, era cu noi în celulă un medic și tot timpul el cârpea ciorapii celorlalți. Își făcuse un lac dintr-un cui și cu fire din ciorap stricați, repara tot ce se putea repara. Și l-am întrebat, de ce faci asta? Și mi-a răspuns așa, simt nevoia să fac oricui o bucurie. O bucurie din partea mea. Așa am simțit toată viața, de când mă știu, de copil. Și nici acum nu pot face altfel. Și așa m-am bucurat de el, a zis Părintele Sofian, așa m-am bucurat de el, le spun drept. Acesta era scopul vieții lui, să facă cât mai multă bucurie celorlalți. Chiar și acolo, în acea lume în care răul era așa de bine organizat și nu aveai voie să faci nimic bun. Dacă făceai ceva bun, te duceai imediat la neagră. Cu apă pe jos și beton înghețat și un fric cumplit. Și în acest loc atât de groaznic, el voia cu tot din adinsul să facă o bucurie celuilalt. Fă și tu așa. Lucrurile de care tu te bucuri, fă-le celuilalt. Transferă-le asupra celuilalt. Și vei vedea cum se vor schimba toate. Amin.